Calificați la Euro, tricolorii speră să nu piardă cu Elveția ca să meargă la turneul final de pe primul loc în grupă. Și pentru noi este interzis egalul. Mergem doar cu gândul de a câștiga, pentru că avem stadionul plin, avem oamenii care ne susțin, care sunt alături de noi, așa că nu avem motive să mergem la egal. Avem un nou obiectiv, acela de a câștiga grupa, și este posibil lucrul acesta. Iordănescu se așteaptă la ce e mai rău. Știe că Elveția nu concepe calificarea de pe locul secund. Spre deosebire de noi, Elveția nu a trăit momente de euforie, pentru că este sub obiectivul propus. Va veni foarte motivată, capacitată, va veni orgolioasă și probabil că și rănită. România poate fi în urna a doua la tragerea pentru Euro cu un rezultat pozitiv. Selecționerul se teme de vedetele elvețienilor. Vom întâlni un adversar cu multă valoare, multă calitate individuală, un adversar care doar el știe de ce a ajuns în situația asta. Clar, echipă care știe ce înseamnă turnee finale, vine de la un mondial, a făcut lucruri deosebite.